Voi ați avut acolo niște divergențe, niște certuri. S-au păstrat ele și la filmări sau v-ați înțeles mai bine la filmări? Că nu știu ce să înțeleg din ce apare pe TikTok. Uite, ca să-ți dau așa un mic spoiler, să știi că din prima zi de filmări pe care noi am avut-o pe set, eu am stat la masă cu Iorga și cu Erica, eu cu Scarlett pe parte și Iorga cu Erica pe cealaltă parte și am făcut TikTok-uri împreună și am ajuns pur și simplu să ne înțelegem foarte, foarte bine pentru că am lăsat toate divergențele la o parte și toată lumea a fost super vibe și super de treabă și am făcut mare împăcare cu Costi, oficiată de Iorga, adică a fost un haos ăsta foarte mare, dar ne-am înțeles foarte bine și ne-am împrietenit. Și chiar am ajuns, eram atât de obosiți încât nimeni nu mai avea chef de certuri pentru că, na, filmările erau de noapte și stăteam până la 6 dimineața să filmăm. Și îți dai seama, nu mai avea chef nimeni de ceartă, toți eram, vrei să te ajut cu ceva, vrei o apă. Am împărțit sticks-uri cu Iorga, adică deja am ajuns la un level de ăla la care e wow, și eu am rămas jocată. Dar mă bucur că ea e mișto, e mișto rău. Dacă ajungi să o cunoști și să o asculti, e foarte justificat modul în care se comportă, așa e ea. Dar eu am ajuns să mă înțeleg cu ea și asta mă bucură foarte, foarte mult și she's really nice actually. Când vrea, când vrea. Deci asta, la asta voiam să ajung, să îngropa securea războiului cu Iorga, asta contează. Da, deja suntem super ok și cu mine și cu Scarlett, îți dai seama, chiar ne-am înțeles super bine. Eu sunt mai happy că am făcut o împăcare oficială pe TikTok cu Costi. Eu cu Costi am rămas la levelul ăla de Caterin, că da, facem mișto unul de altul. Eu nu mă mai supăr, că eu mă supăram în general la glumele lui. Dar acum fac și eu mișto de el și el de mine și tot așa și un ping-pong de ăsta foarte mișto între noi. Și cu Adrian, ieși cu el ok acum? Suntem cu toții pe pace și, sincer, din păcate, în behind the scenes, nu o să vedeți, frate, certuri. Avem câteva certuri în film, na, puse din script, dar în behind the scenes chiar ne zicea și el, bă, vă rog eu mult, certați-vă, noi stăteam cu toții la masă și împărțeam. Eu cu Iorga împărțeam o ciorbă, îi dădeam lui Adrian o bucată de pâine, el îmi dădea mie nu știu ce. Adică toată lumea a fost super friendly și se filmau behind the scenes-uri. Se filmau behind the scenes-uri și ne-a zis și el, bă, frate, voi nu vă mai certați, stați acum la masă când am nevoie să vă certați, vă rog eu mult, Iorga, zi ceva. Și nu ne-am certat, ceea ce a fost minunat.